Companii își mut afacerile în străinătate. Fenomenul nu este nou. În trecut au fost patroni care și-au înregistrat firmele în Bulgaria. O altă țară începe acum să fie atractivă pentru ei, Estonia. Colega mea, Irina Petraru, vine cu mai multe detalii. Rezidența digitală. Aceasta a fost o soluție pentru aproape 160 de români care și-au mutat afacerile în Estonia. Jurnaliștii Vice.ro au aflat experiența lor. Principalul avantaj ar fi faptul că totul se rezolvă online, de la deschiderea firmei și declararea taxelor până la relația cu băncile. Fără stat la ghișeu, fără cozi și fără nervi. Și asta pentru că estonienii au pus mare preț pe avântul tehnologic, în timp ce la noi se completează și se xeroxează hârtii peste hârtii și încă se folosesc dosarele cu șină. Românii cu firmă în Estonia mai au un avantaj oferit de această țară: profitul reinvestit nu se impozitează. Procedura e simplă. Se completează un formular online și se plătește o taxă de 100 de euro. Primește apoi un card de e-rezident de la Ambasada Estoniei la București. Documentele și contractele se pot semna digital de oriunde în lume. Legătura cu România se păstrează, însă nu există alternativă. Se plătesc contribuțiile personale la pensie și sănătate în România, dar pentru o firmă deschisă în Estonia se vor achita acolo impozitele, bineînțeles, spre câștigul celor din Estonia. Există și firme care, contra unei sume modice, se ocupă de partea de finanțare a companiei, de contabilitate, resurse umane, taxe și corespondență. Avantajați ar fi freelancerii, consultanții sau antreprenorii IT. Cine sărută mai bine, Jennifer Aniston sau Angelina Jolie? O întrebare la care milioane de bărbați ar vrea să afle răspunsul. Gerard Butler este unul dintre cei care pot da verdictul. Ce spune fostul iubit al Madelinei Ghena?